funcție de principal. Interimar e adevărat, rămâne de văzut ce vor decide cei de la Șepșii. Ceea ce este un lucru important. Aici un șut pe jos al lui Sefer, mingea ricoșează și este gol, este 1-0. Aici este șutul, sunt chiar mai bine de 20 de metri, o minge dificilă, adevărat, pe jos. Gogi acolo, reușește să lovească mingea, nu foarte tare, dar cât să o strecoare la colțul lung. Mingea trimisă acolo, lovitură de cap, destul de periculoasă, a lui Ninai. Ninai, de undeva din 6 metri, rea cu capul și nu cred că a trimis la mai mult de jumătate de metru de poarta lui Horațiu Moldovan. Fază importantă pe care o putem nota în replică. Spre să duce această minge. De data asta însă Horațiu Moldovan atinge primul. Lucasem cu pieptul și acolo e pericol. Din nou, cred că tot Ninai, care acuză și o lovitură. Să vedem ce decizie e aici Colțescu. În timp ce se poartă aceste parlamentări, noi vedem reluarea, nu este offside. Goge apare din spate. Nu pare să lovească mingea Goge. Întrebarea este dacă lovește însă pe Ninai. Acțiunea rapidului. Minge dată cu călcâ. Pericol mare, este 2-0. Alami. Imagine cu Mihai Iosif, care aici acolo să-și felicite jucătorii. Încă o dată, această minge care ajunge la Alami, pasa dată cu călcâiul de Bălan, foarte bună. O pasă excepțională. Pulea care însă neglijent la preluare. Crepulea totuși în dreapta și aici este o nouă situație. Cred că cel care trimite mingea spre poartă este chiar jucătorul lui Șepșii, într-adevăr, Sousa, care bagă această alunecare. Iată-l pe Lucasen, care încearcă să tragă. Tot Lucasen cade, aici e pericol, mingea se duce pe lângă, se dă penalti. Se dă penalti pentru acea intervenție. Sunt ceva discuții pe margine. Aici, în primul rând, de văzut dacă a fost în interiorul careului intervenția. Lucasen, față în față cu Horațiu Moldovan, șutează bine, este gol, 1-2. De la Șepșii nu avea mai mult de un gol marcat. Aici este intervenția. Văzând reluarea, nu mai sunt atât de sigur că a fost în interiorul careului. Uf, însă aici e o frumoasă fază cu o pasă pe care o dăduse excelent Petar Božić. A venit șutul violent și putea să fie într-adevăr 2-2 după incursiunea lui Aganović. Hai să vedem încă o dată pasa. Excelent, un 2, șut tare, dar cred că mingea se duce destul de departe. De aici vom vedea mai bine. Cu o distanță mică între ele și sunt aproape de careu. Un șut. Nu se poate da penalti de acolo. Chiar dacă mingea l-a lovit cumva în mână, a fost un șut din un metru. Sunt însă șanse mari ca acea minge chiar să-l fi lovit pe Cristian Săpunaru în plexul solar. Să vedem încă o dată. Nu, cred că îl lovește în corp. Și chiar dacă l-a lovit în mână, ceea ce nu cred că s-a întâmplat. Wow! Ce execuție fantastică, Lucasen! Se face 2-2! Un șut torpilă! O minge care rămâne apoi captivă în preajma preului careu. Nu m-ar mira să mai apară probleme pentru poartă. Încă un șut al lui Lucasen. Greu de spus de acolo.
Nici de aici nu ne dăm seama. Amândoi undeva la 2 ani și 4. Lenci, un șut foarte bun, o minge pe care o scoate în afara terenului Roland Nițui. Un șut care s-ar fi dus sub bara transversală, cred că Junior Moraes. El trage într-un 1-1 cu Universitatea Craiova de la mijlocul lunii septembrie. Aici este Sefer, care dă drumul foarte bine mai departe de mingi. Pericol mare! Balonul este deviat de Nițui. Să ratezi dintr-o asemenea poziție ideală nu e ceva peste care să treci foarte ușor. Nu putem decât să-i dorim recuperare rapidă. Altfel, un fotbalist pe care rapidiștii îl respectă în mod deosebit, un jucător care deja de 3 ani la echipă. Oh, și aici e cartonajul roșu pe care primește Alami. Alami mai avea un galben, primește pe cel de-al doilea. Oh, dar intrarea este direct pe tibie, așa că nu i-a dat direct roșu. Cred că îi dă al doilea galben și apoi roșu. Treia lui este imprudentă, fără discuție. Și pentru Dordrecht. Hai să vedem ce vede aici arbitrul. Dă faul, dă lovitura liberă pentru un fault în afara careului. Pătrunderea aparținut lui Rare și Spas. Nu văd nimic. Vine acolo Sefer. Cu acest punct, Rapid acumulează 18 și urcă pe poziția 5-a. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.